Cumpără FIFA Coins la cel mai mic preț de pe piață, doar pe fifacoin.com și nu uitați să folosești codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare franșanții, la un nou episod de IFC 24 Pack Opening puternic pe contul RTG, din care sper să împice ceva să întărim echipa pentru că este jalones. La această serie, nu uitați să plăcești pe butonul cheie, foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați tot deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPGG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, Black Friday de vreme, jocul este pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins pe fifacoin.com folosind codul de reducere CATA. Și am lăsat și un link pentru roata norocului pe FC24 FIFA Coin, unde puteți câștiga chiar un Mbappe Marinaro dacă aveți noroc, bineînțeles dacă n-aveți deja cont pe FIFA Coin. Și hai să vedem ce se împlântă aici și lea. Dacă se poate să întărim echipa sau nu. În momentul de față echipa arată cam așa. De când a zis echipa am mai făcut niște schimbări importante. Let's go time. L-am prins și pe nenea ăsta la 9600, parcă să zicem. La 9700 coins. Am zis că eu mări price range-ul la 20.000. Sper să reușesc să-l fac la maxim. Știu că are 87, 86 sau ceva în genul 85. Și nenea Werner, care este strikerul principal în momentul ăsta de față cu nenea Salah. Dacă putem întări echipa cu ceva ar fi super fain, dacă nu, asta e echipa pentru Weekend League. În momentul ăsta am 6-4 la Weekend League pe contul ăsta. Hai să vedem dacă reușim să facem întăriri puternice în echipă. Ar fi rău un Eusebio, zic. Bine știi, poate. Să lași voi un comentariu cu ce ați primit din pachete, dacă ați primit ceva la promoția Centurion. În momentul de față, eu nimic. Nici la Centurion, nici la Rotul de Knockout, nici la ce-o mai fost Trailblazers. Nici la Nike, astea mai am prins unul la Nike Mad Ready. L-am prins pe italianul, l-am uitat cum îl chema. Chiesa parc. Deci ceva tot am prins. Ceva greu rău de tot. Dacă strâng resurse, s-ar putea să apară și aici un icon. O să bagi din nou icon pack-ul, repetabil de două ori. Cucho Hernandez. Speranțele pe contul ăsta ar fi pentru pachetul cop 3x10. Poate acolo să pice ceva interesant, dacă nu moș Crăciun și prietenii săi. 78x2. Măcar mai fac rost din niște fodere pe aici și lea. Spain, right back, Real Madrid, Cașcavalu sau celălalt, Vasquez. Ok, nea Cașcaval. Nici mai știu pe cine am pe right back. Eu asta e că l-am pe Frimpong, n-am cum să-l schimb, că e destul de bunicel. Ok, aici n-ar fi rău dacă mi-ar pica un Kimpembe. Nu-i nici scump. Pot să-l bag și titular direct. Am înțeles, este domnișoara Sugita, cred. Aba, nu-i Sugita, mă. Nenea Endo, că am supărat. Aia e, un meci mai prost. Și Jessica Alba. 80 vrăjoale, asta e un pic. Nu cumva să arată. Eusebio din preview pack. Cum ar fi? Nu cred că e Eusebio ăsta. Inițial am crezut că e Andriy Lunin. Este Trubin. Cum mai juca oare Andriy Lunin la Real Madrid? Bine juca, e mult spus. Hai mă, nene, mă. 80x5, nu. 81x2. De aici vine șalău mare. Ok, inform. Center back. Torino. Abar n-am cine-i. Buongiorno. Măcar nu arată rău, mai ales pentru RTG n-ar fi rău. Dar n-am jucător pe Italia. 71 pe scop și 3 defending. Cine e Isaac pe care pot evolua? Dar nu mă bag la creație. Ok, cu 67 acceleration, parcă nu mai e așa interesant. Parcă salpa, dar este primul inform de pe contul RTG. Ia să vedem ce mai am pe aici. Ăsta de aici trebuie să-mi dea ceva grav rău de tort. Ia să luăm, 82 urile. Hai mă nene, mă, dă-mi un Rudy. Olandezia, centerback, Van Dijk, situl asta. Era absolut perfect Van Dijk, pentru că doia și chemă stric cu nenea Salah. Dar evident că este Botman. Cine altcineva dacă nu Botman. Am prins pe ăsta de 1 milion de ori pe contul principal. Port e tare.
Hai mă nene, mă, dă-i cu iconul ăla blană rău de tort. Ok, ăsta nu știu cine. Goalkeeper. O fi fome. Da. 84 rating. Not good, not bad. Hai mă nene, mă. 80x5. Se poate ceva. Ok, America e clar. Right winger. Deci parcă era o americană bună la right winger, dar nu mai știu cum o cheamă. Rodman, pe asta mai am o dată, mă nene, mă. Nu e bine. Nu e bine deloc. Trebuie să dau pixel la 84. Deși, dar nu știu dacă am destui jucător să fac ăla cu informul, player pick-ul. Hai că dau pixel de data asta și un vea. Păcat. 84 pe contul ăsta contează extrem de mult, taie. Ce să și faci, mă nene? 81x2. Hai, mă nene, mă. Argentina. CF este Ionica Messi, cred. Di Maria. Trickster și Vrăjel. Nu știu dacă are evoluție sau ceva, dar oricum nu o să-l fac. Și nenea Malcolm, care a fost destul de bunice la început pe contul principal, nu RTG. Am ceva pe aici. Hai că dăm și la unul tradeable, dacă tot. Small Prime Goal Player Pack. Hai cu bani grei. Spain in Spain toată ziua, ce aia am. Nici nu știu cine e. Olmo are. Ok, detergent Dani Olmo. 83 sau 82, nu mai știu exact. Ok. Dembeliozauru. Hai Gigel. 83x2. Dar un walkout ceva la băiat. Italia, center back. Roma, Italia, sunt Mancini. Ah, 83 exact. Hai că este norocos contul RTG dacă e ceva. Îmi dă exact ca pe contul mare, ești nebun. Lemne peste lemne, zi-mi te rog că-s tradeable. Nu-s tradeable, nu? Eee, mă, și-am dat quicksell la aia. Bun, și cu resursele am tradeable am pregătit și un player pick cu inform. Poate aici dă ceva utilizabil. Mai ales că la contul RTG ar intra aproape orice. Hai mă nene, mă. Vrem și aici Bellingham, ești nimbun. Bellingham Team of the Week din Player Pick pe RTG, fiți antenă, ăsta e predictul. Sau oare cumva și cu mătru, cum îl cheamă, mamă ce îmi scapă, Griezmann în Team of the Week 1-7 ceva. Hai mă nene, mă, să fie bine, să nu fie rău. Păi bine, ești nimbun. O da grav rău de tort. Putem zice oficial este mort și contul RTG. Este la fel ca și contul mare. Asta n-arată rău, sincer să fiu. Și care intra și titular. Ar mai fi Buanga. Bă, left winger cu hype defensivă, ce pușca lui Vasilescu asta? Ok, hai că le iau pe Medina totuși. Să vedem dacă intră titular. Ma fiind argentinianos, nu știu ce să zic. Chiar dacă am jucători de Franța. Dar stai mă, că numai pe ăștia. Numai doi am pe Franța. Ăștia doi scârțari. Dacă scopea mărătul ăsta, o să cam pice brăjelile. Numai dacă nu mai îmi dă ceva jucător care să joace prin Liga Franței, dar unde-i cu mătru? Da, cam salpa. Deși Medina asta chiar n-arată rău. Are și defensivă blăniță, are și un pic de pace. Un pic de bruzer acolo. Ok, perfect. Exact asta am să fac, mersi fain, dumne joc. Hai să ne luăm 83x10. Poate e acolo un pic de noroc, cine știe. Deși la cum au mers pe opening-ul ăsta. Adică că e un pic cam clară treaba și cu contul RTG. Este plin de noroc contul RTG. Ia-i miroase așa urât că e noroc mult pe el. Hai să vedem. 83x10. Hai mă nene, mă, măcar ceva utilizabil pentru RTG. Evident că nu este Centurion. Nemția, CM, Toni Gros. Nemția, CM, what? Al Gundogan, da blocau, hai. Nicolo Barella. 286, mă.
Și Barella e ok la mijlocul terenului, dar n-am cum să-l bag în echipă pentru că n-am jucători care să-i fac chemistry. Decent, în ideea în care am nevoie oricum de fodder, dar putea să pice măcar un rating mai mare dacă tot o da jucătorii și chiar sparți. Tot un Rudiger în spate ceva. Un Kimpembe, deși nu mai știu, are Kimpembe 83 rating, nu știu. Ok, luăm și un centurion, primul centurion, domnilor, ca să vă faceți o idee. Luăm pe contul secundar. Asta e interesantă pentru că are și evoluție, dar nu știu sigur dacă are evoluție pe bani. Aș putea să o bag în echipă dacă, evident, îmi pică niște jucători. Deși îl am pe Ferrari Torres, care și el are evoluție și aș putea să-i fac chemistry cu Donșor asta. Mai avem un Müller, o vrăjală și cam asta este. Oyarzabal. Primul centurion. Decent. Menia Gundogan, Barella, hai să vedem dacă putem băga în echipă, numai ar trebui să-l scot atunci pe Pereira. Aș mai da la un pachet așa la plezneală. Mă pot răbda pariurile, este viață. Portugalia, striker, ți rog. Ah, left winger. Gonçalves, vezi, nu știu cum. Ba nici măcar, nu, Santos. Are 81 shoot, poate la o evoluție ceva dacă are un 5 week put o vrăjală. Ninia Watkins. 4-3. Au băieții picioare în jocul ăsta. Flame Cannon și Barclays vrăjală. No, bun, hai să vedem dacă pot să-i fac cumva chemistry la Donșoara. Am uitat cum o cheamă, Olga Vasile. Lubao. Știu clar că o să pice ăsta. Hai să vedem dacă o băgăm acolo pe Cumătra șef. Ar fi așa. A, dar trebuie să renunț la partea asta cu Niemția dacă vreau să fac chemistry. Cu Ferrari Torres. Ferrari Torres într-adevăr avea și striker. Dacă i-aș face evoluția unde e nenea Ferrari. N-o pica groznic, dar nici bine. Deci Ferrari Torres ar avea și striker. O merita oare să mă bag la creație să-i fac evoluția la Ferrari Torres? Mă nu mai pot să joc după aia pe cumătru ăsta și bunicel ești nimon. Dar nu cred că am ce să-i fac. V-am zis, n-am cum să renunț la Nemția. Asta este. Pot e data viitoare, dar măcar am prins primul centurion. Nici nu am uitat să văd câte picioare are. 5-3, high medium, 4-3. Pot e la evoluție dacă i-ar da un 4-4. Da, în fine, cam asta a fost. Mersi la vizionare, ne auzim mâine cu un nou episod. Cred că o să vină premiile de la Weekend League pe contul ăsta mâine. Să văd dacă reușesc să termine Weekend League în seara asta fără să mă arunc pe geam. Și cam aia a fost. Mersi la vizionare, să aveți o seară super fană în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!